Complexul balnear Vața de Jos va fi redeschis după mai mult de un deceniu în care s-a aflat în conservare. Stațiunea Vața Băii va fi repusă în circuitul turistic în urma unor investiții pe care o companie din România le va face în următoarele luni. La finele săptămânii trecute, societatea care deținea stațiunea a predat complexul balnear către investitorul care, printre altele, mai deține diferite canale de televiziune și platforme online. Stațiunea beneficiază, printre altele, de mai multe surse de apă termală, 3 hoteluri cu peste 100 de locuri de cazare și de un centru spa cu o capacitate de 100 de persoane.